Lecția 189 Simt în mine acum iubirea lui Dumnezeu. Există o lumină în tine pe care lumea nu o poate percepe. Și cu ochii ei nu vezi lumina aceasta, căci lumea te orbește. Dar ai ochi să o vezi. E acolo ca să te poți uita la ea. Nu a fost pusă în tine pentru a oferi de privirea ta. Lumina aceasta e o reflecție a gândului pe care îl exersăm acum. Să simți iubirea lui Dumnezeu în tine înseamnă să vezi lumea cu alți ochi, să o vezi clipind de inocență, vibrând de speranță și binecuvântată cu desăvârșită milostivire și iubire. Cui ar putea fi frică într-o lume ca aceasta? Ea te întâmpină cu căldură, se bucură că ai venit și te ridică în slavă, în timp ce te ferește de orice formă de pericol și durere. Îți oferă o casă caldă și plăcută în care să stai o vreme. Te binecuvântează toată ziua și te veghează noaptea toată, paznic silențios al sfântului tău somn. Ea vede mântuirea în tine și o crotește lumina din tine, în care și-o vede pe a ei. Îți oferă florile ei și zăpada ei, care cunoștință pentru mărinimia de care dai dovadă. Iată lumea pe care ți-o dezvăluie iubirea lui Dumnezeu. E atât de diferită de lumea pe care o vezi prin ochii întunecați ai răutății și ai fricii, încât una o desminte pe cealaltă. Numai una poate să fie percepută, cealaltă nu are niciun înțeles. O lume în care iertarea se răspânge asupra tuturor și pacea își oferă lumina blândă tuturor, e de neconceput pentru cei ce văd o lume aurii pornite din atac, gata să se răzbune, să ucidă și să distrugă. Dar lumea urii e la fel de nevăzută și de neconceput pentru cei ce simt în ei iubirea lui Dumnezeu. Lumea lor reflectă tihna și pacea care strălucesc în ei, blândețea și inocența pe care le văd înconjurându-i, bucuria cu care privesc din nesecatele fântâni ale bucuriei din interiorul lor. Ce au simțit în sinea lor, ei și privesc și îi văd reflecția neîndoioasă pretutindeni. Ce vrei să vezi? Ți s-a dat de ales dar învață și nu îți lăsa mintea să uite această lege a vederii vei vedea ce simți în interior dacă în inima ta găsește un loc ura vei percepe o lume înfricoșătoare ținută cu cruzime între degetele uscățive și ascuțite ale morții dacă simți în tine iubirea lui Dumnezeu vei vedea în afară o lume a îndurării și a iubirii Astăzi trecem de iluzii, căutând să ajungem la sâmburele de adevăr din noi și să simțim tandrețea lui a tot cuprinzătoare, iubirea lui, care ne știe ca ea de perfecți, vederea lui care e darul pe care ni-l acordă iubirea lui. Învățăm astăzi drumul. E la fel de sigur ca iubirea însăși la care ne duce. Căci simplitatea lui evită capcanele pe care pretinsa rațiunea a lumii cu convoluțiile ei prostești nu face decât să le ascundă. Fă doar atât. Oprește-te și le ți toate gândurile despre ce ești și ce e Dumnezeu, toate conceptele pe care le-ai învățat despre lume, toate imaginile pe care le deții despre tine însuți. Golește-ți mintea de tot ce crede că e adevărat sau fals, sau bun sau rău, de fiecare gând pe care îl judecă valoros și de toate ideile de care îi e rușine. Nu te agăța de nimic. Nu aduc cu tine niciun gând învățat din trecut, nicio convingere dinainte învățată din orice. Uită de lumea aceasta, uită de cursul acesta și vină cu mâinile întru totul goale la Dumnezeul tău. Oare nu El e Cel ce știe cum să ajungă la tine? Nu e nevoie să știi cum să ajungi la El. Rolul tău e doar acela de a lăsa să fie înlăturate, în liniște și pentru totdeauna, toate obstacolele pe care le-ai ridicat între fiu și Dumnezeu Tatăl. Ca răspuns voios și imediat, Dumnezeu își va îndeplini propriul rol. Cere și vei primi, dar să nu îi impui nimic și să nu îi indici lui Dumnezeu pe ce drum să îți apară. Modul de a ajunge la el e pur și simplu acela de a-l lăsa să fie, căci așa se proclamă și realitatea ta. Așa că astăzi nu alegem cum să mergem la el, ci alegem să îl lăsăm să vină. Și cu această hotărâre ne odihnim. Și între ale noastre inimi tăcute și minți deschise, iubirea lui își va croi singură drum. Ce nu a fost negat, precis există, dacă e să fie adevărat și poate fi atins cu siguranță. Dumnezeu își cunoaște fiul și știe cum să ajungă la el. Nu e nevoie să îi arate fiul cum să îl găsească, prin fiecare ușă deschisă, iubirea lui răzbate din locașul ei lăuntric și aprinde lumea de inocență. Tată, nu știm cum să ajungem la tine, dar te-am chemat și ne-ai răspuns. Nu ne vom amesteca. Căile mântuirii nu sunt ale noastre, căci ție îți aparțin. Și numai la tine le căutăm. Mâinile noastre sunt deschise să îți primească darurile. Nu avem gânduri de gândit separat de tine, și nu nutrim convingeri despre ce suntem sau despre cine ne-a creat. A ta este calea pe care vrem să o găsim și să o urmăm. Și îți cerem ca numai voia ta, care este și a noastră, să se facă în noi și în lume, ca să devină acum o parte din cer. Amin!